Bun, un lucru vreau să mai testăm la telefon. Acel fast boot, cât durează, câte secunde stă să pornească. Observați aici când vreau să închid telefonul, care în plus o opțiune de repornire. Nu știu dacă să mă bucure sau nu, adică e un semn că din când în când mai e nevoie să-i dai un restart. Știm cu toții asta, deși personal la Android îl țin luni întregi fără să am vreo problemă. Și parcă nu mă bucură să o văd implementată în noua interfață Sense, având în vedere că înainte nu era. Îi dăm oprire. Bun, s-a oprit. Pornim din nou. Asta a fost tot. Desigur, acum el mai grâjnește un pic în spate, încărcă niște aplicații. Nu știu dacă pleacă ține în sine, cât faptul că acum se conectează la rețea durează un pic. Dar foarte rapid. E instantanea e treaba. Haideți să-i dăm și un restart să vedem ce se întâmplă. Repornire, va șterge, repornire. Tip. Silențios de mișto. Se traduce în română. Și nu le pornește automat? Ba. E, iată aici durează mai mult. Știu motivul, mi-a zis că va șterge fișierele temporare și cred că a șters și acele fișiere pe care le face special pentru a asigura acea pornire rapidă de pe celălalt mod. Se bazează pe un fel de sistem de hibernare ca la laptopuri. Acesta este timpul normal de butare în cazul în care scoți bateria din telefon. Ați văzut însă avantajul deschizând aici carcasa, ai acces și la cardul SD și la cartela SIM, prin urmare bateria nu prea ai motive să o scoți. Cam asta a fost tot. Haideți să vă și interfața de la cameră. E foarte ușor de utilizat. Aici este un buton care comută între filmare și fotografiere. Fotografierea, iată, se există și un mod autoportret, contor, rezoluție 8 megapixel cea maximă și pe ecran lat ca să fie rezoluția cât mai bună. Poți opri sunetul declanșator, asta e bun când vrei să faci fotografii pe ascuns pe undeva. Iar în modul video se poate filma la 720p sau alte rezoluții mai mici. Flash-ul automat sau nu. Aici butonul din centru declanșează imaginea, poți focaliza unde vrei tu și apoi se face fotografia. Fotografiile sunt bune și se fac rapid, nu se pierde timpul cu ele. Există aici niște opțiuni de efecte adăugate
în timp real, distorsiune, vinietă, în fine, adâncime câmp, iată, poți să obții un efect de blur. Diverse chestii, totul e să nu uiți pe una din acele opțiuni și să descoperi apoi că ai făcut toate fotografiile așa. Faci fotografia, poți să o accesezi direct, poți să o partajezi prin toate uneltele instalate care pun la dispoziție. Personal mi le trimit direct pe Dropbox. Butonul acesta te duce la galerie, poți să vezi imediat imaginile. E un sistem bine pus la punct aici.